Cine ești, ce ești și ce-ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele. Joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Bună seara, bine v-am găsit. Astăzi vorbim despre ieșirea din Matrix. Dar nu vă gândiți la filmul Matrix, ăla care a fost lansat în urmă cu ceva ani, pe care cu siguranță cu toții l-am văzut, sau mă rog, aproximativ toți l-am văzut. E vorba de altceva, de un alt gen de Matrix, despre care în seara asta ne vorbesc invitatele mele, Anișoara Preda și Ozana Giușcă, pe care deja le cunoașteți, nu mai are rost să vi le prezint, că sunt destul de frecvent invitate la emisiunea Câte în lună și în stele. Câte în lună și în stele, în această seară de joi, despre ieșirea din Matrix. În primul rând, bună seara, doamnelor, mă bucur tare să vă revăd. Bună seara și noi! Bun, am zis seara, eu că nu-i vorba. Mulțumim de invitație! O, cu mare drag, și mai avem în plan câteva subiecte pe care să le abordăm, dar o facem așa, pas cu pas, încet, cu pași mici, de hotărâți înainte. Ziceam de ieșirea din Matrix în film. Era foarte interesantă ideea. Mie mi-a trebuit ceva timp până când am prins-o. Prima dată când l-am văzut am zis, na, pentru că nu sunt mare fan filme SF, am zis, na, ce-o fi asta. Dar după aceea m-am prins eu cam care-i treaba, e vorba de o realitate simulată de mașini din care protagoniștii sau, mă rog, actorii încearcă să iasă de acolo. E o idee faină până la urmă, dar complicată. Aș vrea să vă întreb, voi cu ce asociați ieșirea din Matrix? Eu știu cu ce asociați, dar hai să le spunem și celor care ne urmăresc. Vă dau eu cuvântul? Vreți să vă dau? Anișoara. Bine, hai că încep eu. Ieșirea din Matrix noi o asociem cu ieșirea din programele, tiparele, programele subconștiente care ne conduc, de fapt, viețile noastre și nu este o presupunere sau am descoperit noi asta. Deja se vorbește foarte mult pe acest subiect. Însă calea de a ieși din Matrix este interesantă, calea pe care noi o propunem și pe care am și bătut-o, să spun, sau chiar am experimentat-o fiecare în propria viață. Ozana, tu trăiești în Matrix? Eu cred că absolut toți trăim în Matrix, dar întrebarea este cât de mult. Dacă trăiești 100% în Matrix sau dacă trăiești 1% sau 10%, cred că acolo este diferența. Și bun, hai să definim ce înseamnă să trăiești în Matrix, ca să priceapă toată lumea. Din punctul meu de vedere, o definiție simplă este că există altceva, altcineva, într-un fel sau altul, care îți conduce viața. Cred că acolo. Cred că aia înseamnă pe înțelesul tuturor Matrix. Și hai să-ți dau un exemplu care nu s-a întâmplat întâmplător tocmai astăzi de dimineață. Avem o sesiune cu o clientă la ora 10 fără 5, mă sună telefonul, n-am răspuns că era jos telefonul de UK și îmi apare pe ecran telefon de la Sebastian pe WhatsApp. Zic, ops, dacă mă sună Sebastian în timpul școlii, înseamnă că și e clar că m-au sunat de la școală, e ceva grav. Răspund, nu te impacienta, dar Sebastian a avut un accident și poți să vii să-l iei? Nu e chiar atât de grav, dar îl doare foarte mult, s-a învinețit tot aici, a jucat la fotbal, la PE, la educație fizică, un coleg l-a lovit cu piciorul cu forță maximă în aici și s-a învinețit și îl doare și i-am pus niște gheață și nu poate să vorbească. Și în drum spre școală, evident, am terminat sesiunea, oricum mai aveam 2-3 minute, m-am dus să-l iau și intrând pe școală mă gândeam, ok, ce s-a întâmplat, de ce? Deci, în Matrix, zici, vai, de ce mi se întâmplă mie toate astea? Vai, dar cum mi s-a întâmplat copilului meu? Vai, dar ce-o fi pățit copilul meu? Vai, dar trebuie să-l duc la asta? Vai, dar e grav? Aoleu, dar ce se întâmplă? Dar ce consecințe? Dar acolo ești în Matrix 100%. Da? Și pe drum spre școală tot te mai cu frică. M-am dus calmă,
Că știam că e doar un eveniment, ok, da, dura un pic, aia e. Și pe drum mă tot întrebam de ce s-a întâmplat, ce am de învățat, ce e acolo, ce trebuie să înțeleg. Și mi-a picat fisa. Ce se întâmplase de dimineață? La ora 6 Sebastian a venit la mine, mama mă doare în gât. Mai dau un streps, el se duce înapoi, când sună ceasul la 7 și ceva, vine iarăși la mine, se bagă în pat, mama mă doare în gât. Zic, păi să-ți mai dau un streps. Zic, nu că nu mă ajută, hai să-ți dau atunci spray. Na, bine. Îi dau spray, dar el tot stă în patul meu. Zic, păi hai, du-te la școală. Și... nu se mișca, zice, nu, că stau acasă. Și nu stau acasă, du-te la școală, te doare în gât, ok, o să-ți treacă, nu-i mare scofan. Și el, nu stai acasă, hai că stau acasă și citesc. Zic, dacă stai acasă, știi care e regula, când ești răcit și când din astea, nu stai pe electronice, nu video, nu telefoane, nu jocuri, nu nimic. Eu știam că se juca pe un joc pe calculator și avea niște chestii și cu termene urgente acum de făcut, nu știu ce. Și da, o să citesc, da, o să-mi fac temele. Zic, du-te la școală! Și se îmbracă, el se duce la școală. Ce se întâmplase de fapt? El, atunci când era la mine în pat, în capul lui, și-a spus, fac orice numai să mă duc, să nu mă duc azi la școală. Și l-am întrebat când l-am luat de la școală, zic, știi ce întrebare îți pun? Zice, da, ce-a dus ca să se întâmple accidentul? Zic, foarte bună întrebare și gândești bine deja, dar spun altă întrebare acum. Cât de mult ți-ai dorit astăzi de dimineață să nu fii astăzi la școală? Zice, da. Ce se întâmplase? Mintea lui, subconștientă, a primit ordine de la el, fă orice ar fi și nu te nu, ca să nu stai astăzi la școală. Și a creat accidentul. Ca să nu mai stea în școală. Atât de puternică este mintea noastră. Și o să zici, pe ce legătură are asta cu Matrix și cu noi și cu oamenii care ne urmăresc? Este un exemplu de cum ești programat să rămâi în Matrix. Pentru că dacă zici, auleu, accident, auleu, mi-e frică, auleu, s-o fi întâmplat, ești în Matrix. Dacă înțelegi sau atunci când înțelegi că ești co-creator al vieții tale, ai ieșit cu un picior din Matrix. Cum este, Sebastian cred că e pe acolo, că a înțeles și a fost foarte clar și n-a trebuit să explic că intenția lui de a nu fi la școală a generat accidentul ca el să plece de la școală. A înțeles lucrul ăsta. Acum următoarea etapă pentru el este să înțeleagă să își creeze ceea ce dorește, dar fără efecte negative în viața lui. Că acum îl doare falca, ce să zic. Deci cam asta este cu ieșirea din Matrix. În primul rând să înțelegi că evenimentele nu sunt întâmplătoare și, cum spunea Anișoara mai devreme, programele din interiorul tău sunt cele care creează intențiile tale, gândurile tale, fricile tale, emoțiile tale pe care le transmiți în univers conștient sau nu. Sunt cele care creează evenimentele din viața ta care îți plac și ei de cel mai multe ori nu, pentru că nu știi, nu te-a învățat nimeni că se întâmplă lucrul ăsta și bașca cum să faci ca să ți se întâmple pe pozitiv și nu pe negativ. M-am luat așa. Ce înțeleg eu de aici? Că noi suntem de fapt proprii noștri sau creatorii proprii noastre realități și cam acolo e matrixul nostru. Dar tu ai spus un lucru la început, ceva de genul că suntem condiționați de tot felul de lucruri și trebuie să respectăm niște reguli în viața socială pe care o ducem. Ok. Asta nu înseamnă că suntem cumva încorsetați într-o realitate, într-un matrix care ne obligă pe noi să facem niște lucruri. Uneori nu ne convine, alteori nu avem chef, dar trebuie să le facem. E foarte mișto faza cu Sebastian, chiar foarte mișto și e bine ca lumea să țină minte lucrul ăsta că cu cât dorința e mai puternică, cu atâta se va cumva materializa realitatea noastră. Dar hai să continuăm. Dar nu așa cum o vrei tu. E nu cum o vrei tu, clar, clar. Deci depinde foarte tare și cum fac orice ca să nu mă duc la școală. Asta era gândul. Dar asta era gândul. Ce se putea întâmpla mai grav
dacă insistăm pe genul ăsta de dorințe pe care le punem în stilul ăsta, zic și eu acum, îmi dau cu părerea. Hai că ne explică, da. Da. Într-adevăr, trăim și sunt multe reguli și ne supunem la multe în societate. În special, sunt reguli în familie, în comunitatea în care trăim. De exemplu, dacă locuiești la bloc, sunt reguli, dar nu faci ce vrei tu, cum vrei tu. Adică avem și trăim în aceste reguli. Însă, marea diferență o face modul cum privim aceste reguli. Deci dacă eu gândesc că sunt încorsetat de reguli, așa simt și așa mă voi comporta, raportat la reguli. Dar dacă eu gândesc că aceste reguli au un sens când trăim într-un grup, într-o comunitate, într-o țară, pe glob, pe pământ și că dacă ne raportăm chiar și acea lege, da? Cum e sus și jos, cum e în cer și pe pământ, adică planetele, de exemplu, și ele funcționează după niște reguli. Deci undeva acea inteligență care a creat totul ține în balans, în echilibru tot ce există și aceste reguli le simt că mă încorsetează numai dacă eu gândesc că mă încorsetează. Deci contează foarte mult cum ne raportăm noi la ele, iar de la această raportare, evident că ne vor ieși ceea ce a spus și Ozana mai devreme, lecțiile personale. Că dacă tu ai trăit și te-ai răfuit cu sistemele, n-ai vrut să-ți plătești taxele, ai făcut o mulțime de reguli, evident că au rămas multe în plan subconștient care acum au nevoie de rezolvare, vindecare, îi spunem fie că transformare, îi spunem într-un fel. Aș duce mai departe, Codruța, această Sanișoara. Eu sunt omul care m-am răfuit cu sistemul și cu autoritățile și cu oricine care a vrut să mă încorseteze din orice punct posibil. Sunt omul care nu și-a plătit taxele și nici nu plătește în continuare și nici nu mi-e rușine să o spun că am înțeles ce-i cu taxele astea, că nu-i chiar așa cum ni se vin gogoșile, în fine. Dar am făcut ce a zis Anișoara. M-am răfuit, m-am toate alea și mi le-am vindecat, le-am rezolvat toate alea din trecut. Și hai să zic unde sunt eu acum. Condusul. Pentru mine nu există reguli la condus. Evident că conduc pe partea care trebuie, mă rog, aici, pe care pe stânga, în România, pe dreapta, că la Londra. Evident că respect reguli de bun simț și nu-i supăr pe ceilalți care sunt în trafic, nu pun viața nimănui în pericole, tâcă. Dar când vine vorba de viteză, eu nu știu care e viteza și nici nu mă interesează. Și nici nu iau amendă. Și spun de ce. Eu de mult mi-am setat chestia asta, eu simt viteza, pur și simplu, așa sunt eu, na, alții simt altele. Eu mă fac una cu mașina și când sunt acolo, pur și simplu știu că sunt și că e bine și că sunt în siguranță și merg repede, foarte repede. Mă rog, în Marea Britanie nu chiar atât ca în România, că amenziile sunt un pic mai urâte aici, dar am înțeles și cum e cu amenziile astea și unde sunt acum. Viteza în Marea Britanie, în marile orașe și în majoritatea locurilor deja pe unde conduce un om, știi cât este acum? 20 de mile la oră. Adică 30 de kilometri la oră. Imaginează-ți că mergi de la București până la Ploiești cu 30 de kilometri la oră. Ioi. Exact. Ioi. Așa, astea sunt regulile aici. Din punctul meu de vedere, sunt niște reguli tâmpite, exagerate și nu le accept. Și nu consider că are vreo relevanță că merg cu 20 de mile la oră sau 40 de mile la oră. E, și atunci ce am făcut? Eu mi-am setat că eu sunt prietenă cu camerele de luat vederi și cu tot sistemul lor de supraveghere. Și eu îmi fac pe ale mele, ele și le fac pe ale lor și nu ne intersectăm. Și pur și simplu n-am primit nici o înștiințare sau cerință de amendă. Și crede-mă că am mers mult mai repede și în multe locuri. În locuri în care alții își primeau amendă, eu n-am primit nimic. Asta înseamnă ieșirea din Matrix. Aha, dă-mi voie să intervin puțin, că cred că e nevoie să se înțeleagă. Deci tu răfuiala ți-ai rezolvat-o și după aceea ți-ai făcut setările. Că dacă nu se înțelege, ne setăm, dar ne setăm degeaba dacă nu ne transformăm răfuiala anterioară.
Adică tu ți-ai făcut toate lecțiile legate de tot ce a fost în trecut, în răfuiala cu sistemele, după care putem să ne setăm și să simțim și să experimentăm ce se întâmplă în viața noastră. Și cu condiția să nu deranjezi pe nimeni, să nu faci rău nimănui, să nu superi pe nimeni. Adică eu nu mă apuc să fac slalom printre mașini cum făceam când eram în studenție în București. Asta înseamnă că ți-ai luat un fel, un soi de libertate personală, setându-ți exact. Să nu... Ok, bun. Dar hai să vorbim și despre constrângeri. Pentru că din constrângeri ne creăm o realitate care ne ține în Matrix, ca să vorbim pe aceeași limbă. Așa e? Păi tocmai, constrângerile sunt, vin din absolut toate părțile. Da? Sunt constrângeri că n-ai suficienți bani și atunci trebuie să decizi bugetul pe care l-ai, îl plătești sau îl aloci pe ce îl aloci. N-ai suficient timp, așa că timpul îl aloci pe ce îl aloci. Deci sunt constrângeri la nivel de persoană, de individ, pur și simplu din circumstanțele personale și sunt constrângeri la nivel de cum conduci. Da? Sunt niște reguli pe care, na, ești în trafic, trebuie să le respecti sau ești în bloc, cum spunea Anișoara mai devreme, nu-i arunci gunoiul la vecinul în fața ușii lui, nu? Logic. Sunt constrângeri, să spunem, legate de sistem, de autorități, care se transferă sau se traduc în niște reguli care unele sunt de bun simț, altele sunt un pic exagerate. Și sunt și constrângeri legate de cultură, de tradiții, de cum gândești, de cum simți, de cum ai fost educat. E, din punctul meu de vedere, și să vedem ce zice și Anișoara, această zonă de constrângeri este cea mai relevantă, cea mai importantă și aceste constrângeri, de fapt, pe care le ai la nivel de subconștient, că nu-ți dai seama că le ai, se emană din noi, din fiecare dintre noi, către mediul în care conducem, în care trăim și atunci cei care ne conduc ni le dau înapoi sub formă de reglementări și încorsetări ale sistemului. Să vedem cum se vede aici de la Anișoara. Da, Anișoara. Da, dacă ar fi să luăm în calcul și ceea ce ne spun filozofiile orientale, că noi trăim în Maya, adică atunci putem un pic să ne raportăm și să înțelegem mai bine ce înseamnă această iluzie în care noi trăim. Ce înseamnă? Înseamnă că noi, oamenii, am fost obișnuiți să ne raportăm la viață doar prin mediul extern, în ceea ce ni se întâmplă, în ceea ce generăm, în ceea ce obținem în plan material, în planul fizic al vieții. Și aici, într-adevăr, ne întâlnim cu foarte multe constrângeri, de la familie, la locul în care tu trăiești ca comunitate, la, cum a spus Ozana, tradiții câte și mai câte, da? Social, comunitate. Așa am fost obișnuiți să trăim și așa ne raportăm. Ei, de ceva timp, nu numai filozofiile și spiritualitatea care acum se practică, de ce să nu spunem, la scară destul de largă, ne spune că a venit timpul să conștientizăm că noi avem o lume interioară și că adevărata libertate e acolo. Noi o căutăm în lumea din exteriorul nostru, unde sunt constrângerile care s-au creat pe baza la tot ce Ozana a amintit înainte și mai mult decât atât, și ne-a creat o lume în care noi toți trăim, dar care este acest matrix, adică este o lume nu bazată pe adevărurile divine, adică pe adevărurile sursei creatoare. Este o lume bazată pe tot felul de programe subconștiente, de educații, de tradiții, de tot felul. Și noi în asta trăim acum. Și asta reprezintă, de fapt, Matrix-ul. O lume a iluziilor, nu o lume a adevărurilor. Lumea adevărurilor, fiecare dintre noi, o întâlnim pe măsură ce o căutăm în interior, pentru că toate aceste constrângeri externe, de fapt, când ne întrebăm, așa cum s-a întrebat Ozana, care e lecția, ce am eu de învățat de aici, ce am eu de înțeles din experiența cu Sebastian, de fapt înțelegi că este o temă de a ta interioară care te ține departe de adevărul pe care sursa l-a pus în tine. Deci, practic,
e nevoie să înțelegi că programele care ne țin în constrângeri, de fapt le deținem noi la nivel interior, subconștient. Și atunci, care e mai nasol? Matrixul ăsta extern, care ne impune niște reguli, ne constrânge cu reguli, legi și așa mai departe, sau matrixul nostru interior, lumea noastră interioară, care, uite, păi, Codruța, are limitările ei? Sunt interconectate, nu sunt separate, dragi. Deci, la intern generează pe cel extern. Sau dacă vrei, noi trăim în lumea efectelor, adică trăim efectele a ceea ce s-a experimentat pe baza unor programe, iar dacă într-adevăr dorim să schimbăm efectele, când conștientizăm că avem o lume interioară în care avem tot felul de convingeri, de emoții, de frici, de stări, de gânduri obsesive, de tot felul, deci fiecare când își întâlnește această lume interioară, își dă seama că transformăm din ce e în interiorul lui și care este... nu este în acord cu ceea ce își dorește fiecare. Dacă am sta așa fiecare, ne-am dat seama, dar nu sunt de acord cu ce găsesc în interiorul meu. Numai că aici apare o mare provocare. Că noi oamenii nu suntem obișnuiți nici să stăm să ne interiorizăm, nici să ne confruntăm cu ceea ce deținem în plan subconștient sau la nivel intern. Știu cumva și viața ne ține cumva pe pilot automat, exact în programe. Deci exact în programe. Ceea ce noi am văzut în filmul Matrix este realitatea pe care o trăim acum, adică nu este cu nimic. Filmul a fost inspirat din punctul meu de vedere și cred că toți, mulți îi considerăm așa, iar și este ceea ce trăim acum. Altfel, trăim în această lume nu a mașinilor, dar a iluziilor, a ceea ce tu crezi că e real, dar, de fapt, realitatea pe care sufletul tău o caută este, unii spun, la o respirație distanță. Adică e nevoie să schimbi ceva în tine, să transformi ceva și să vezi că e altă realitate, că percepția ta se schimbă și tu vezi altceva. Că ieși din acele programe, ieși din acele conexiuni create, din matrix-ul ăsta. E mișto ideea, dar întrebarea care îmi vine acum în minte ar fi, ok, ne-am lămurit despre ce e vorba, acum voi ați vorbit pe limba tuturor și cred că pentru toată lumea e foarte clar ce înseamnă matrixul în care trăim, indiferent că ține de interior și se reflectă și în exterior. Uite, cum ai zis tu, Anișoara, dar bine, dar cum facem să ieșim din matrix? Adică mie mi se pare simplu ce spuneți voi, dar cred că atunci când e să aplici ieșirea din matrix și să-ți găsești cumva adevărata libertate interioară pentru a o simți și în exterior, e puțin mai greu. Eu aș sublinia așa puțin sau aș da niște exemple la nivel de ce se întâmplă în viața fiecărui om și în fiecare om. Că spune Anișoara, spune, ok, avem credințe, avem limitări. Ok, concret, fiecare dintre noi a trăit o situație în care, de exemplu, i-a fost rușine sau s-a simțit vinovat sau n-a făcut ceva pentru că i-a fost rușine sau pentru că era rușine de ce s-ar fi întâmplat. Sau fiecare dintre noi a fost înșelat într-un fel sau altul, în dragoste, cu bani, din business, etc. Fiecare dintre noi are o anume frică de viitor, de ce urmează, și face un anume scenariu, la ea fel, din perspectiva banilor, a sănătății, a casei, a jobului, etc. Într-un fel sau altul, avem o oarecare falsitate în viață. Există o oarecare minciună în viața noastră. Există o oarecare manipulare în ce trăim. Și toate acestea pe care le-am spus, una câte una, este nevoie să le identifici, să le rumegi, dacă pot să spun așa, în mintea ta și să scoți amprenta energetică a lor din tine. E, asta cu amprenta energetică e un pic mai dificil de înțeles, pentru că majoritatea oamenilor își imaginează, gândesc logic, și caută să înțeleagă totul logic, ceea ce-i firesc, așa s-a trăit până acum, ca să o parafrazez pe Anișoara. Dar de acum încolo e nevoie să ne ducem și în suflet.
Și Anișoara tot spune sufletul tău, sufletul tău, sufletul tău știe, sufletul tău caută. Ce-i cu sufletul ăsta? Cine-i sufletul? Sau de unde apare sufletul ăsta? Știți, sunt o grămadă de întrebări pe care oamenii nu și le pun, nu se gândesc, n-au niciun sens. Când zici sufletul, ok, e ceva pe acolo, dar nu știi ce. Când de fapt aia-i viața din tine. Dar nu înțelegi, că nu ți-a explicat-o nimeni. Și sufletul fiecăruia, viața fiecăruia, vine cu ceva, un bagaj din urmă, pe care iarăși e greu să înțelegi că sufletul tău a mai fost încarnat sau ai mai trăit o viață sau 7 sau 100 sau 1000 și că ai mai făcut diverse chestii în alte vieți. Până când nu te apuci să te uiți în interiorul tău și ușor, ușor să folosești instrumente de ultimă oră, nu de alea de NLP și de nu știu ce care s-a predat acum 30 de ani, până când nu simți tu un declic în tine, e foarte greu să accepți astfel de noțiuni și nici nu te interesează și le dai la o parte. De aceea invităm oamenii cu tot dragul și cu toată deschiderea, măcar o sesiune din programul Ieșirea cu Matrix să o experimenteze, ca să simtă ceva diferit, să-și dea seama că realitatea, că Matrix-ul, că realitatea pe care ei o consideră realitate, nu este completă. E ceva care lipsește. Și când lucrez cu instrumente pe care noi le oferim participanților în programe pe care nu le cunosc nici măcar psihologii sau terapeuții în general, sunt foarte noi instrumentele astea cu care lucrăm noi, oamenii simt ceva, o lacrimă, o emoție, e ceva, și atunci își dau seama că au trăit cu o bucată din ei sau a vieții sau ceva ascunsă, neînțeleasă, necunoscută. Și ușor, ușor încep să se deschidă și ușor, ușor încep să vindece tot ce am spus mai devreme și multe altele. Pentru că nu este doar la nivel de, ok, am o credință, că de asta deja știu și sunt mulți care au înțeles, am o credință limitativă sau 3 sau 7 sau 100, îmi scap de credințele alea și viața e minunată. E mult mai adânc și profund ceea ce facem noi în Ieșirea din Matrix, pentru că acolo e de fapt soluția. Soluția e la suflet. Ai pomenit de amprenta energetică. O să rog pe Anișoara să ne povestească despre asta și mai am o întrebare. Există și limitări energetice? Limitări energetice? Limitări. Limitare energetică. Da, limitările sunt mentale, deci nu, limitările sunt mentale, o să spun. Și o să voi porni de la faptul că noi suntem co-creatori și ce înseamnă lucrul ăsta în plan energetic. Energia este în formă neutră, deci energia nu are sens în univers. Energia în general, nici energia vitală, nici energia fiecăruia dintre noi. Noi oamenii, deci cel care e posesorul propriei energii, îi dă sensul. Adică fiecare dintre noi dă un sens propriei energii. În manifestare, în mișcare, că faci acțiuni, că gândești, că simți ceva, îi dai un sens. E, nimeni nu ne-a învățat că sensul ăsta e ca un vector pe care îl pornești în univers sau în relația cu ceilalți. De multe ori simțim când cineva e conflictual, parcă mă înțeapă energia lui. Ei, e un vector care a plecat din el și vine către tine și tu simți ca o înțepătură. Sau când ai conflict cu partenerul, ce ne înțepăm unul pe celălalt, știi? Așa simți energetic. Deci tot simțim treaba asta. Nu este ceva unic, nu numai unic. Mă simte. Să nimeni nu ne-a învățat și nu ne-a spus că e nevoie să ne obișnuim, să ne folosim atenția, mă rog, ne spun acum oamenii de spiritualitate din care sunt în frunte acum, să ne folosim atenția, pentru că atenția noastră este un factor determinant în propria viață. Și atunci când îți pui atenția pe energia ta și conștientizezi că de fapt tu îi dai sensul, lucrurile se schimbă, dar în prima fază se schimbă că nu prea te înțelegi tu pe tine, adică fără un ghidaj adecvat, nu este simplu să conștientizezi
ce-i cu energia ta, cum îi dai tu sensul, ce ai făcut în trecut cu ea, de ce viața ta arată așa, de ce porți după tine o mulțime de amprente sau de traume care conțin energia aia. Unele sunt amprente, unele sunt chiar energii blocate, care te traumatizează în continuare. Pentru că i-ai dat un sens negativ și o să dau un exemplu. Dacă ești o persoană care la un moment dat, să spunem că ți-a murit cineva, da, la toți ne moare câte cineva, că nu e nimeni nemuritor deocamdată, n-am auzit. Deci la toți ne moare, da? I-a murit cineva și așa legătură energetică a avut cu persoana, că nu reușește să se desprindă și în final trece în depresie și pune acolo o grămadă de energie, adică ce? Păi trăirile lui le duce în relația cu persoana aia decedată și tot duce energia acolo. Ce înseamnă duce energie? Păi gândurile lui, trăirile lui, amintirile alea, le evocă din nou și tot duce și tot duce. Până când se face ca un conglomerat energia asta, ea nu este așa ceva care... Faptul că noi nu suntem conștienți de propria energie și nu o înțelegem, nu înseamnă că ea nu-și face treaba. Ea își face treaba, că tu îi dai sensul chiar dacă nu știi că faci asta. De ce? Pentru că în interiorul tău, în subconștient, ai programe care rulează, adică așa funcționăm, e nevoie să înțelegem cum funcționăm, să ne înțelegem pe noi. Apoi să înțelegem cum anume noi dăm sens, cum anume rămâne energia noastră blocată în trecutul ăla, în depresia aia. Și apoi ce faci? Te duci la medic, e o grămadă de antidepresive și devii legumă, adică nu mai trăiești, adică stai așa pe un plafon din ăsta în care viața s-a cam terminat. Pentru că fără bucuria vieții nu poți să mai creezi nimic. Creația vieții tale pornește din a te bucura de viață, din a simți vitalitatea în tine. Degeaba mergi la sală, că nu de acolo obții vitalitatea. Vitalitatea este în suflet. Degeaba faci mușchi sau arăți mai bine. Dar sufletul e cel care dictează cum arată viața ta în continuare, pentru că nu e numai despre cum arată viața mea astăzi. Noi singuri ne creăm viitorul la nivel individual și la nivel planetar. Ne uităm acum în lume, peste tot ce se întâmplă. Nu ne place, dar ne e teamă. Eu, de exemplu, chiar îmi achiziționasem un pelerinaj în Israel chiar când a început războiul. Deci ne uităm în jur, nu ne place ce se întâmplă. Păi toți participăm la războaie, prin conflictele care sunt în noi, prin gândurile pe care noi le gândim, prin ceea ce exprimăm, prin ceea ce spunem despre unul, despre altul, despre noi. Deci toți participăm la creația vieții noastre sau a lumii întregi. Și atunci, ce-i Matrix-ul și cum putem noi să gestionăm aceste lucruri? Matrix-ul este ce trăim. Dacă vrem să trăim, pentru cei care doresc să trăiască în continuare, așa cum arată lumea acum, oricum sunt liber, oricum. Dar e mare diferență între a dori să schimbi ceva și a aduce o schimbare benefică pentru tine, în primul rând, și apoi în mediu, pentru că noi n-am venit pe planetă să lăsăm în urma noastră mai rău decât am găsit. Am venit cu toții să lăsăm ceva mai bun pentru viitor și ne dorim toți un viitor mai bun pentru copii. Păi cum participăm la viitorul ăsta mai bun dacă deja le-am dat moștenire genetică, programe prin care ei sunt dezechilibrați, nu știu încotro să o ia. Vedem astăzi foarte mulți aici, în zona asta. Păi de ce sunt așa? Din cauza societății sau din cauza moștenirii genetice, pe de o parte, și a multor altor factori, da? Ceea ce am mai enumerat anterior. Și atunci necesitatea de a ieși din Matrix, nu, ieșirea din Matrix devine o necesitate, este punctul meu de vedere și al Ozanei, adică este o necesitate pentru fiecare om. De asta noi invităm pe oricine să participe la cel puțin o sesiune ca să poată să își perceapă câte puțin din ce e în interiorul lui. Eu aș lega de un cuvânt pe care l-a spus Anișoara, bucuria vieții. Te rog. Și te întreb eu pe tine, Codruța, dacă te uiți în jurul tău, câți oameni ai spune că simt cu adevărat bucuria vieții? Foarte, foarte puțini. Cunosc câțiva, Exact. dar sunt multe degetele mele de la o mână. Sunt multe pentru câți Vezi, oameni cunosc care. este
E un punct la care am ajuns ca umanitate, în care oamenii sunt pe pilot automat, se sperie de artificial intelligence și de robot și de tehnologie, dar de fapt ei au devenit un robot. Că nu se mai bucură de nimic. Doar se chinuie sau, mă rog, sunt acolo, fac și de-aia și de-aia și de-aia și de-aia, mai ating un obiectiv, mai scot un ban, mai câștig un nu știu ce. Dar nu, nici măcar că au uitat să se bucure, nici măcar nu mai știu cum să se bucure. Bucuria vieții, pur și simplu, nu mai e în ei. Păi bucuria exprimată nu e neapărat o țopăială și o nebunie din asta. Nu aia înseamnă să te bucuri de viață. Cred că e mult mai profund termenul ăsta, nu? Dacă îmi dai voie, o zană. Zi. Acea bucurie exprimată, ce spui tu, Codruța, că ne bucurăm cu toții de soare, de plajă, de diverse, de țopăială, da, dansări, ne place. Este o bucurie exprimată, însă este o bucurie de context în care te bucuri sub diferite forme, sau că ți-ai cumpărat o rochie nouă, sau că, nu știu, orice, da? Creăm astfel de bucurii în oamenii. Însă bucuria vieții înseamnă să simți viața din tine și această viață din tine, adică acea vibrație interioară, acea... să spunem, na, că până la urmă vibrația interioară nu o percepem. Inima, că ne bate inima, sau ce e în interiorul nostru? Viața asta, corpul ăsta, e viața din noi. Cel ține pe el așa întreg, unit, corpul fiecăruia dintre noi, are viață. Adică nu noi oamenii dăm viață, are viață, e pusă de creator, de sursa noastră. E, această viață pusă în noi, de sursă, este, de fapt, bucuria vieții, este sufletul nostru viu sau sufletul nostru care se bucură că trăiește în corpul ăsta. Da? În momentul în care nu mai simți bucuria vieții, sufletul deja, e un cuvânt, nu e potrivit ăsta, dar s-a plictisit de tine. Adică nu-i mai place ce faci. Știi? Și atunci zice, măi, dacă tu tot nu vrei să iei pe ghidajul ăsta, care eu îl am de la o sursă, că sufletul ne realizează această conexiune cu spiritul, atunci el îți spune multe moduri în viață, îți, așa cum a spus Ozana, îți generează și evenimente, situații, tot felul. Da. Dar noi, fiind obișnuiți să ne uităm doar în exterior, doar la ce se întâmplă în lumea fizică, am pierdut această conexiune, din păcate, și e punctul meu de vedere, în ultimii câțiva zeci de ani s-a pierdut foarte mult aici. Eu am senzația, cred, din câte am observat eu de-a lungul timpului, că oamenii care trăiesc cu adevărat și experimentează bucuria reală, bucuria autentică de a trăi, bucuria vieții, transmit cumva chestia asta. Adică se vede pe în ochii lor, pe expresia feței, pe zâmbet, în zâmbet, nu știu, în statură, în felul cum se comportă, felul cum vorbesc, cred că se transmite lucrul ăsta. Și eu, de asta am zis că sunt foarte puțini oamenii pe care îi cunosc, n-am avut discuții de genul ăsta cu ei. Dar asta mi-au transmis prin felul lor de a fi. De asta am zis vă doi, trei. Dar asta au transmis. Se poate detecta altfel bucuria de a trăi? Vă întreb. Ca să o detectăm noi în mediul extern, adică să recunoști la un altul, da, e o vibrație pe care omul o transmite, adică îți face atât de bine să stai cu el, te simți atât de bine cu omul ăla, indiferent momentul zilei, că poate zici, bă, dar poate că doar acum e el așa mai tonic și mai viu, dar poți experimenta și poți să vezi dimineața cum e, seara cum e, la oră târzie cum e, e la fel. Deci la el bucuria vieții e aceeași. Cunosc pe cineva care are o strategie foarte mișto. Circulă foarte mult prin țară, prin diverse orașe și are un network mare de cunoștințe. Și de fiecare când merge câte într-un oraș, trimite un mesaj la oamenii pe care îi cunoaște din oraș. Ei, ce mai faci? Și în ideea să se întâlnească cu fiecare oraș, cu câteva persoane. Și îmi povestea cum el nu vrea să se întâlnească cu oameni triști, nu vrea să se întâlnească cu oameni care au probleme și zice, păi eu strategia aici când trimit mesaj,
mesajul, văd ce îmi răspunde, că nu-i zic din prima, hai să ne vedem la o cafea, vezi în orașul tău. Îi zice, ce mai faci? Și dacă îmi zice, oh, păi mi s-a stricat mașina și mi s-a îmbolnăvit pisica și trebuie să... Oh, vai, îmi pare rău, la revedere. Dacă îi răspunde, bă, ce mișto, ce viața e frumoasă, hai să ne vedem la o cafea, că se încarcă amândoi cu energie pozitivă unul de la altul. Mi se pare o super strategie ce face omul ăsta. Dar ce a constatat de curând este că nu prea mai are cu cine să se întâlnească. Opa! Că majoritatea sunt cum mi s-a stricat mașina sau pisica sau copilul sau, sau s-a stricat acoperișul, un plou în casă, tot felul. Păi bun, dar situațiile astea personale n-ar trebui să influențeze relaționarea cu ceilalți oameni. Dacă, de exemplu, nu știu, tu treci pe la mine prin oraș, chiar dacă pisica mea e bolnavă și am dus-o la veterinar, îți spun, ok, vin imediat, uite, o duc acasă și vin și ne vedem. Adică asta e o situație pe care o pot gestiona, să zicem, da? Până la urmă nu tot depinde de noi, dar eu mă bucur să te văd pe tine și să ne întâlnim la o cafea. Păi și eu m-aș bucura să te văd pe tine pentru că tu ești strălucitoare și pentru că tu s-a îmbolnăvit pisica, ai rezolvat pisica acasă și ai venit fără pisică în suflet. Da. Dar majoritatea vin cu durerea pisicii în suflet și atunci te pune și pe tine în jos cât te întâlnești cu ei și oricât de strălucitor ai fi și că oricât de viață mult ai avea în tine, când vine omul la zi, eu cred că trebuie să facem niște delimitări când e vorba de situații de astea și mai ales când e vorba de întâlnirea cu oameni care ni-s dragi și care, pe care chiar dorim să-i vedem și cu care să ne simțim bine la o cafea. Adică da, fiecare dintre noi are probleme personale. Mai da, dacă mă întâlnesc cu tine, las problemele mele personale acasă, le rezolv. Dacă nu se rezolvate, le rezolv eu mai târziu și vin și mă bucur de o conexiune cu tine că am acum ocazia asta. Adică și dacă pisica mea mi-a una acum dincolo, pentru mine neesențial, pentru că eu sunt conectat acum cu voi. Până la urmă, cred că și bucuria asta de a trăi se manifestă și prin prezență. Adică acum sunt cu voi și mă bucur de momentele astea. Oamenii nu sunt obișnuiți să se bucure de momentele faine pe care le trăiesc. Uite, sunt momente mișto, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi se întâmplă, bine, acum... Eu, cum sunt așa colorată, sunt foarte ușor de confundat și merg pe stradă și lumea îmi zâmbește. Și dacă nu, cineva nu-i sigur că sunt eu, Codruța Belean, după ce trece de mine, se întoarce așa ușor și zice, câte lună și stele? Băi, nu e o bucurie? Adică nu e o bucurie oricât de nu știu ce mi s-a întâmplat mie la birou sau eu știu ce probleme sunt. Păi când vine cineva și se uite așa zâmbind la tine cu toată fața, nu rămâne decât să fiu prezent acolo, să-i mulțumesc și să mă bucur și eu de acest lucru. Nu știu da, cum vedeți voi. Codruța, tu nu ești 100% în Matrix. Tu poate că ești 20% în Matrix, că ai reușit să ieși și reușești și, mă rog, ai făcut ceva transformare în tine ca să poți să te bucuri de acea întâlnire, să fii prezentă, să nu te afecteze pisica care e la doctor sau etc. Dar majoritatea oamenilor nu sunt acolo. Și eu îți dau un exemplu la polul opus. Am o prietenă cu care de când a venit pandemia vorbeam la telefon, că nu locuim în aceeași țară și odată la 2 luni ne sunam, hei, ce mai faci? Și la un moment dat zic, bă, dar stai așa, eu scoșul ei de gunoi. Adică de fiecare dată când vorbim... E o întrerupere. S-a întâmplat și asta, păi, și ce magie, și ce mă... Bula! S-a întrerupt, da? Da, am înțeles până la urmă. Deci își vărsa toate porcăriile în discuțiile cu mine. Și la un moment dat i-am zis, știi ce? Eu pot să te ajut să scap de porcăriile astea din viața ta. Dacă vrei, sunt aici, sunt prietena ta, te susțin, facem o sesiune privată săptămânală, în 3 luni ești ca nouă. Dacă nu vrei, rezolvă-ți-le. Și ne auzim după ce ți le rezolvi. Dar până ți le rezolvi, nu a mai suna. Și nu a mai sunat de atunci. Da. sunt persoane care... am întâlnit și eu genul ăsta de oameni. Persoane care se simt atât de singure încât creează o fel de legătură cu tine și
simt nevoia să-ți povestească tot ce li se întâmplă, dar faza e următoarea. Nu e o problemă că-ți povestesc ce li se întâmplă, dar nu există într-o zi din un an de zile, nu există într-o zi să nu fie și o chestie faină. Asta numai dacă nu vrei să o vezi. Dar nu există să nu fie și ceva frumos într-o zi, părerea mea. Și atunci dacă tu insiști, persoana respectivă, insistă numai pe toate situațiile negative și întâmplările care îl doboară și așa mai departe, cum zici tu, nici eu n-am chef de astea. Adică, ok, pot să ascult, pot să înțeleg niște situații, pot să fiu empatică și pot să, dacă mi se cere părerea, pot să o dau. Dar să nu mă enervează maxim să insiste cineva mereu și mereu și mereu în același, cum să zic eu, aceeași mocirlă, dacă vrei, de neîmpliniri și necazuri și negru în viață, nu știu. Uite, vezi, și atunci ne întoarcem la cei Matrix. E mocirla aia în care fiecare are dureri și resentimente și chestii nasoale care nu-i plac, suferințe, probleme, etc. Ăla-i Matrix. Ce vreau eu să adaug este că noi oamenii ne-am obișnuit să creăm relații externe, că așa s-a trăit și se trăiește de mult timp, da? Relaționăm mult, ceea ce ne-a generat acest comportament sau atitudinea noastră de a nu crea relație noi cu noi. Adică problema nu e că creăm relații externe. Adevărata problemă, dacă pot să-i spun problemă, este că nu creăm relația noi cu noi și tocmai aici este, să spunem, blocajul sau ceea ce ne ține pe noi în Matrix. Pentru că dacă nu începi să creezi o relație tu cu tine, să te întrebi, să vezi, mă, dar de ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Sau de ce a apărut din nou situația asta? Omul ăla care se comportă la fel ca, nu știu, fostul meu soț sau, știu, vecinul sau... De ce iarăși n-am eu bani și nu mă descurc luna asta? Deci dacă nu spui întrebările ca să poți să înțelegi, să te înțelegi pe tine, dar e punctul meu de vedere... acum totul se accelerează, aici nu mai e punctul meu de vedere o realitate... fără un ghidaj și fără ca cineva să-ți arate un drum mai rapid și mai eficient, e destul de greu. De ce spun asta? Eu am lucrat eu cu mine singură mulți ani înainte, în alte condiții, cum era atunci, începând din 91. Știu ce înseamnă să o iei pas cu pas, știu ce înseamnă să tot citești, să mergi la cursuri, să asculți pe YouTube, să faci o mulțime de lucruri. Îți ia foarte mult timp și practic îți consumă viața dacă nu ai o determinare așa puternică în interiorul tău și în final ajungi tot cam pe acolo, cam de unde ai plecat. Adică nu te-ai îndepărtat prea mult de locul din care ai plecat. De asta noi invităm pe toți cei care ne ascultă să vină la cel puțin o sesiune, să vadă ce se întâmplă cu ei, să înceapă să-și pună întrebările care au sens pentru ei, că dacă ne întrebăm, de exemplu, doar cât mai durează războiul în Israel, nu o să înțelegem nimic din viața noastră și nici dacă ne punem întrebări dacă ne afectează economic războaiele astea sau nu ne afectează, iar nu o să înțelegem nimic. Deci dacă ne vom pune atenția în continuare pe evenimentele externe, care posibil să fie mult mai multe decât au fost până acum, atunci rămâi în același stil de viață, dar nu stilul de viață. Rămâi în același stil interior de a te raporta tu la tine și la lume. Că stilul de viață, dacă nu urcă, coboară. Adică nici ăsta nu poți să-l menții, că ăsta e o lege a universului, tot e în schimbare, tot ce nu urcă, coboară. Este iluzoriu să crezi că rămâi pe același nivel pe care ești acum. Nu! Tot un univers evoluează, adică ori urci împreună cu universul care se expansionează, ori dacă nu faci nimic, vei coborâ. Deci astea sunt legile după care funcționăm, iar dacă nu le cunoaștem,
Din nou, noi invităm să vină cei care ne ascultă în program, pentru Nu, că le-am sunt aducem la multe voi acolo pe informații și pagină, sunt senzații. o mulțime de programe la care pot adera cei interesați. Mai avem 2 minute la dispoziție. Aș vrea un cuvânt de încheiere referitor la ieșirea din Matrix, deși am vorbit foarte mult despre asta până acum, 50 de minute aproape. Dar haideți să tragem o concluzie și o să vă rog pe fiecare dintre voi să transmiteți celor care ne urmăresc concluzia finală. Se poate, tu, cel care ne urmărești acum, poți, ai încredere că se poate sau capătă încredere că se poate pe măsură ce parcurgi programul Matrix, fii determinat, mergi cu perseverență înainte și cel mai mult dintre toate, pune-ți focus pe tine, pe transformarea ta interioară și mergi dincolo de informație. Pentru că informația pe care ai primit-o în acest video, sper că este bună, utilă, extraordinară, dar transformarea este cea de care ai de fapt nevoie. Și de aceea ai nevoie să vii în programul Ieșirea din Matrix. Anișoara? Nu. Se întâmplă ceva? Ce se întâmplă? Acest aspect, cât de valoroși și prețioși suntem noi ca și iartă-mă, oameni iartă-mă, acum pe pământ. Iartă-mă, s-a întrerupt conexiunea o câteva secunde, o să te rog să reiei ideea ca să... Da, era important ce am spus. Dar eu ce să fac? Spuneam că așa cum nici pe mine nu m-a învățat nimeni cât de prețioasă și valoroasă este viața din interiorul meu și ce înseamnă această viață și ce conținut valoros deține în fiecare, nici pe ceilalți oameni care ne privesc acum, pe oricine este prieten de-al nostru, cineva care poate ne urmărește sau care ne vede pentru prima dată, eu doresc să transmit că avem multă valoare interioară, adică să se simtă mai valoroși decât au crezut până acum, dar valoarea asta nu o putem identifica când suntem prinși în acest matrix, în aceste iluzii interne, externe, în viața pe care ai creat-o până acum, în ce vezi tu în societate, și atunci e nevoie de altceva, e nevoie să faci alți pași într-un alt sens ca să poți într-adevăr să deschizi interiorul tău și să-ți accesezi această valoare care în unele scrieri orientale spune că este asemănătoare aurului din tine, ca un soare, ca un aur, ceva foarte valoros. Toți deținem această valoare în noi. Acum important e dacă dorim să ieșim din ce ne ține în altceva, da, în matrixul ăsta sau... Noi am spus matrix. Fiecare îi poate spune cum dorește. Însă noi invităm să vină și să-și cunoască valoarea făcând pași împreună cu noi. Eu cred că foarte important pentru seara asta este faptul că am adus spre conștientizare celor care ne urmăresc faptul că cu toții, da, cu toții trăim într-un matrix, într-un, cum ai spus, o realitate iluzorie. Și poate că conștientizarea asta, aha-ul ăsta pe care noi l-am creat prin emisiunea asta, va face în așa fel încât cei care ne urmăresc să fie curioși, să vadă cum pot ieși de acolo, pentru, în primul rând, pentru a face pace cu ei și apoi pentru a transmite mai departe în exterior mult mai mult bine, care va, cum zice Anișoara, va transforma întreaga planetă în ceva bun și nu dezastros, cum se întâmplă azi. Doamnelor, eu vă mulțumesc tare mult! Tare, tare mult! E o idee nouă, o abordare pe care n-am mai întâlnit-o. De fapt, la voi toate abordările sunt extrem de diferite și autentice, dar despre ieșirea din Matrix nu m-aș fi gândit niciodată că o să vorbesc la câte lună și stele, dar uite că felul cum puneți voi problema și felul cum ne invitați să fim conștienți de matrixul în care trăim și cum putem ieși din el și cât durează asta și multe și altele, chiar reprezintă o mare valoare. Eu vă mulțumesc tare mult! Și noi! Și mai mulțumim! Eu vă doresc tuturor să aveți o seară cât se poate de plăcută, o noapte liniștită și să ne revedem săptămâna viitoare tot într-o seară de joi. Gândiți-vă în ce matrix trăiți! O să vedeți cât de surprinși veți fi după ce vă interiorizați și căutați acolo niște răspunsuri și niște realități pe care le trăiți. Toate bune, seară faină, la revedere! Cine ești? Cine ești?
ce ești și ce ai vrea să devii. Redescoperă-te și găsește drumul către tine. Toate acestea și multe altele într-un talk show pentru tine, despre tine, cu tine, la Câte în lună și în stele, joi seara de la 8, la TV Arad. Fii tu însăți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mahatma Gandhi. Mașina ta are febră? La Farmacia Auto găsiți anti